Mai avem doar 5 minute, din păcate, și n-aș vrea să las nediscutat și subiectul congresului USR Plus. Avem și acolo un congres în această toamnă, ce-i drept mai liniștit, nu prea am văzut Deși s-a anunțat a fi exact. un congres contundent, dar... Pe cine mizați între Dacian Cioloș și Dan Barna? Dacă discutăm doar despre Dacian și Cioloș și Dacian Barna, invers, Dacian Cioloș și Dan Barna, este evident că Dan Barna are toate șansele să devină președinte, dar se discută despre o a treia candidatură. Nu Irinel, dar rău. Da, care ar trebui... De fapt, ideea este de a avea o conducere colectivă în care niciuna dintre grupări să nu dețină o majoritate și să existe întotdeauna o negociere. Aici avem alegerea directă a președintelui partidului. Deci e o diferență semnificativă față de PNL și pe de alt, iar acest exercițiu se va face online între 15 și 30 septembrie în funcție de numărul de tururi, pentru că va dura vreo două zile votul. Dacă va fi un al doilea tur, spre exemplu, va mai fi organizat o săptămână mai târziu, dar pe 30 septembrie ar trebui să încheie totul, pentru că ei au congresul o săptămână după PNL. Și iarăși, deși au mai puțin delegați, 1200 de delegați față de 5000 de delegați, nici cei de la USR Plus, nu știu dacă îl vor face fizic sau nu, și ar dori să-l facă fizic. E și aici complicat, dar congresul va stabili o linie generală. Problema președintelui e importantă, pentru că acesta, fie că e Barna, fie că e Cioloș, are ambiții prezidențiale. Dar una este să fii în interiorul guvernului și să ai ambiții prezidențiale, viceprim-ministru. Îți va fi foarte greu să renunți la această poziție, Dan Barna. Și alta este să fii în afară, să fii președintele unui important grup parlamentar european. Al treilea, dacă nu mă știu. Al treilea, da. Și cea mai importantă poziție politică de la Bruxelles a avut vreodată de un român, pentru că putem considera că pozițiile de la Comisie sunt politice, dar sunt obligatorii. Fiecare stat trimite pe cineva acolo. Pe câtă vreme aici este o poziție care este câștigată prin votul colegilor. Sigur că sprijinul Franței a contat, dar faptul că a avut sprijinul Franței este meritul domnului Cioloș. Este evident lucrul ăsta. Cioloș ar vedea o campanie la prezidențiale începută de vreme și care să ridice partidul din situația în care e. Deci ar fi mult mai activ opozant, așa cum s-a și dovedit chiar și în criza internă din coaliție din aprilie 2021, va fi un opozant mult mai dur decât ar fi domnul Barna. Deci depinde foarte mult de cine va fi președinte, dar șansele, pentru că useriștii sunt mai mulți decât cei de la Plus, sunt ale lui Dan Barna să fie președinte. Mă întreb dacă și acolo va mai urma un congres în 2023. Mă întreb. Sau dacă nu, cumva există o înțelegere între cei doi, eu nu știu, în 2024 să candideze în tandem premier-președinte. Nu, o variantă? Tot trebuie să se retragă de la guvernare. Deci USR-ul tot va trebui să se retragă de la guvernare la un moment dat. USR-ul este un partid colegial, în mai mare măsură decât este PNL, deci acolo, până la urmă, va prevala discuția asta. Ei se sfătuiesc, ei au dezbateri, n-au confruntări, încetul cu încetul opozanții duri au fost eliminați, toată lumea a criticat această operațiune, dar motivul pentru care avem acum o aparentă liniște în USR este că vocile critice nu mai sunt în USR. Da. Au fost eliminate. A apărut această a treia grupare în jurul senatorului de la Brașov. E negociere. E periculoasă? Nu. Din contră. Pentru Cioloș? Nu cred, pentru că nu este o candidatură la președinție puternică. Dar poate să facă poate să trimită în turul al doilea pe cei doi candidați principali. Dar este o strategie pentru a obține un moderator între cele două grupări. Brașovul pare să fie într-o poziție mai bună decât este Timișul sau Bucureștiul, deci centre importante ale USR-ului, USR Plus, pentru că vorbim despre un partid urban care se adresează clasei mijlocii, dar nu clasa mijlocie mică, ci clasa mijlocie mare, să spunem, adică cei care
au mici afaceri, mă rog, care au o oarecare independență financiară și care nu se subordonează nimănui. Ei sunt vechi votanți PNL, nemulțumiți de PNL, nemulțumiți de faptul că PNL a devenit un partid cartel și este evident lucrul ăsta, dar care ar dori ca USR-ul să fie mult mai flexibil. Și ăsta este motivul pentru care a apărut această mișcare, ca să dea un plus de flexibilitate, să nu asistăm la permanentul conflict ca cel din PNL între PDL și PNL, între USR și Plus. Da.